Ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Maiorul Constantin Ene a fost comemorat. Expoziția copiilor cu dizabilități. Monument al eroilor. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Colonel Corneliu Chirieș din județul Bacău, în colaborare cu Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Bacău, a organizat o ceremonie de comemorare a maiorului Constantin Ene, erou local din Războiul de Independență. Anul acesta s-au împlinit 147 de ani de la sacrificiul său eroic în bătălia de la Rahova. Evenimentul a avut loc la mormântul lui Constantin Ene, situat în cimitirul central din Bacău. La ceremonie au participat militari din cadrul ISU Bacău, instituție care poartă numele eroului în semn de respect și recunoștință pentru contribuția sa istorică. Momentul solemn a fost marcat prin evocarea faptelor eroice și o slujbă de pomenire, evidențiind importanța păstrării vie a memoriei eroilor naționali, care au contribuit la independența României. În ziua de 7 noiembrie, în ordinul primit de a ataca redutele din jurul Rahovei, s-a avântat împreună cu... El era comandant de batalion în structurile de regiment de dorobanți de acum. După moartea colegului lui Giurescu, a preluat și comenzile celorlalte batalioane. La ora 9, pe o ceață care a fost dezavantajată pentru el, a fost răpuns de un glonț, ultima dorință fiind ca să fie mormântat la Bacău, orașul natal, ceea ce s-a întâmplat mai târziu și a fost mormântat în acest loc cu onoruri militare. Bătălia de la Rahova s-a încheiat cu victoria românilor după aproximativ 3 ore, iar în 3 zile au cucerit și celelalte redute din preajma Rahovei. La finalul evenimentului, la mormântul eroului, militarii au depus o coroană de flori. Monument al eroilor, în comuna Pârgărești, din județul Bacău, a avut loc o ceremonie solemnă în cinstea militarilor români care și-au pierdut viața în teatrele de operații internaționale, precum Irak și Afganistan. Evenimentul organizat de Garnizoana Bacău, în colaborare cu autoritățile locale din Pârgărești, Cultul Eroilor Bacău și AMVVD Bacău, a marcat un moment de profund respect față de sacrificiul acestor eroi. Cu această ocazie a fost inaugurat și sfințit Monumentul Eroilor din Pârgărești, ridicat în memoria celor care au căzut la datorie în misiuni internaționale, onorând astfel curajul și devotamentul lor față de țară. La eveniment au participat oficialități locale și județene, veterani de război, militari activi, familiile celor care și-au pierdut viața în slujba țării, precum și locuitori ai comunei, care au venit să-și arate respectul și recunoștința. Astăzi, ce se întâmplă în comuna Pârgărești este unic în România. Și mulțumesc Consiliului Local pentru că mi-a dat această putere de a realiza acest monument dedicat eroilor din teatrele de operații. Este un monument unic în România și asta mă face să fiu mândru că iar am reușit să ridic comuna Pârgărești pe o treaptă. Vrem sau nu să ne aducem aminte, securitatea României se întinde dincolo de granițele acesteia, acolo unde potențiale amenințări la adresa securității naționale ne face pe noi, alături de partenerii și camarazii noștri din alianțele în care suntem parte, să ne facem datoria și în afara granițelor țării. În România a fost instituită prin lege în anul 2014 ca urmare a faptului că la data de 11 noiembrie 2003 a căzut la datorie sub locotenentul post-morte Iosif Silviu Fogoraș, primul militar român decedat în teatrul operației din Afganistan. Este ziua în care noi
onorăm faptele de vitejie ale camaradilor noștri în teatrele de operații, cei care prin curajul și tenacitatea dovedite în misiuni, în cele mai fierbinți zone ale lumii, au făcut ca armata României să fie apreciată pretutindeni. Am venit să comemorăm acești 30 de militari români care și-au sacrificat viața pentru tricolor. Noi, veteranii din Republica Moldova, știm ce înseamnă război, știm ce înseamnă moarte, cunoaștem ce înseamnă un sacrificiu. Prima victimă în luptă cu separatismul în Republica Moldova a fost subofițerul operativ al Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială, Ion Panță, care pe 13 noiembrie, deci peste două zile avem 32 de ani, anul 1991 a fost împușcat în raioanele de sud ale Moldovei. Exact peste o lună, la 13 decembrie, în raioanele de sud, la podul de la Dubăsari, noi am pierdut 4 polițiști morți și 8 răniți. Pe 2 martie a început războiul, care a luat 300 de vieți. Cifra exactă până acum nu este cunoscută, deoarece până în momentul de față noi avem 19 persoane declarate oficial pierdute fără veste. Deci, în 19 localități de Republica Moldova, noi avem 19 sicrii goale îngropate și 19 familii care își așteaptă apropiații acasă. Toți acești 300 de martiri și-au sacrificat viața tot pentru tricolor. Avem un tricolor, avem o inimă, aceeași inimă de român și îmi desparte doar Plutul, care este un simbol al erorii istorice din anul 1940. Pentru acești eroi, de multe ori necunoscuți, pentru veteranii care au fost prezenți, au trăit și au luptat în perimetrele de război din întreaga lume, simțim uimire, recunoștință și determinare. Uimirea în fața faptului palpabil că, iată, sunt oameni dintre noi care își asumă să plătească cel mai valoros preț, viața, pentru apărarea unor valori în care toți, din toate colțurile lumii, cred, pentru apărarea vieții, integrității și dreptului la viață decentă ale unor oameni de alte religii, de alte etnii, pe care acești luptători veterani nici măcar nu-i cunosc. De la începutul angajamentului României în misiuni internaționale, între 1996 și 2022, 31 de militari români și-au pierdut viața, iar peste 230 au fost răniți în misiuni în teatrele de operații. Pe data de 11 noiembrie 2003 a căzut la datorie sublocotenentul Iosif Silviu Fogăraș, primul militar român decedat în teatrul de operații din Afganistan. 3 zile mai târziu se stingea din viață și eroul sublocotenent Mihail Anton Samuilă, grav rănit în acel atac. Asociația Libra din Cașin, în parteneriat cu Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești, Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești, prin reprezentanța din Onești, Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, Hârja, prin Centrul de Recuperare Neuromotorie pentru Copii și Tineret Sfânta Parascheva, Asociația Down Clopoțica Onești, studenții ai Facultății de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății, Departamentul de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională a Universității Vasile Alexandrii din Bacău, au participat la o serie de activități, seminarii și ateliere de arte vizuale și creație prin pictură, desen, modelaj, având drept scop abilitarea persoanelor cu dizabilități. Iată că un proiect care a depășit de mult, văd că, granițele Oneștiului și localitățile limitrofe, iată că a venit și o asociație din Comănești. Da, suntem Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești. Am participat în cadrul acestui proiect cu un grup ținte de 10 copii de la noi de la școală, de vârste diferite, din clase diferite. Prin acest proiect am putut demonstra încă o dată că disabilitatea este abilitatea de a reuși. De data aceasta am vorbit despre artă. Pentru copiii noștri, fiecare culoare este o stare de bine. Și prin intermediul acestor lucrări vă transmitem și dumneavoastră emoțiile noastre pozitive. Un proiect care la început poate a început așa, a început timid, dar iată că acum a depășit granițele Oneștiului, localităților limitrofe, s-a ajuns până la Comănești, dar nici Hârja nu rămâne departe.
Da, deși asociația noastră de la Hârja este, are o experiență de peste un deceniu și jumătate în îngrijirea persoanelor vârstnice, nu a existat proiect în care să nu încercăm și implicarea tinerilor și a copiilor, motiv pentru care la Hârja există și două centre pentru copii și tineri, dintre care unul dintre acestea este Centrul de Recuperare Neuromotorie pentru Copii și Tineret, cel despre care este vorba și astăzi. Cum au reacționat copiii? Cu câți copii participați și cum au reacționat copiii la activități? Pentru că, până la urmă, nu ne transmite emoție, în afară de culoare, ne transmite și emoție, bucurie, știu, sentimente. Da, deși centrul nostru este acreditat pentru a oferi servicii unui număr de 30 de copii cu boli din spectrul autism, la acest proiect au fost implicați un număr de 10 copii. Implicarea lor a fost, cred că, atât de puternică încât s-au autoselectat, nici măcar nu i-am selectat noi. Am înțeles. Care a fost feedback-ul printre ei și cum au reacționat până la urmă? Și astăzi ne interesează. Da, drept urmare avem și prezența tuturor celor 10 copii care au participat la activități. Expoziția de față prezintă toată implicarea lor și toată bucuria pe care au încercat să o transmită, motiv pentru care nu putem decât să fim bucuroși și să dovedim astfel că putem să facem față nevoilor copiilor speciali. Un eveniment deosebit astăzi la Biblioteca Municipală Radu Roseti. Iată că mai mulți copii din Onești, dar și din zonele învecinate, chiar până la Comănești, au participat la un vernisaj inedit al lucrărilor lor. Iată că și copiii cu dizabilități ne transmit foarte multe emoții, sentimente, bucurii amestecate. Așa e. Inițial m-am alăturat celor de la Hârja, crezând că pot să-i ajut, dar astăzi pot să trag concluzia cu toată inima că ei m-au ajutat pe mine. M-au învățat să visez în alt fel de culori, mult mai frumoase și mai senine, și mi-au demonstrat că pot face lucruri la fel ca orice alt copil. Pot să viseze, pot să râdă, pot să plângă, pot să se bucure de succes și să se supere atunci când greșesc. Sunt copiii noștri ai tuturor, ai întregii comunități, și e normal să-i privim în felul ăsta și să-i admirăm pe ei și pe părinții lor, părinți care sunt eroi de la început până la sfârșit. Noi doar putem să stăm alături de ei și să-i susținem. Iată că foarte mulți părinți au pornit acest proiect, să zicem, de la un copil în familie cu dizabilități și se pare că prinde crește, toate aceste proiecte cresc și sunt mai multe asociații, nu doar în Onești, și în zonele învecinate. Este la această oră, din punctul nostru de vedere, societatea pregătită să îi primească cu brațele deschise, pentru că nu ei sunt speciali. Noi nu suntem în stare să-i vedem. Așa e. Marele merit al acestor părinți e că, pe de o parte, se fac vizibili și fac vizibil comunității pe copii, pe de altă parte, reușesc să creeze legături între ei. Multă vreme fiecare era oarecum izolat și credea că problema lui e doar a lui și încercau să o ascundă, să o țină în privat. Dar ca să putem să contribuim cu toți la dezvoltarea nu doar a acestor copii, ci a întregii comunități, trebuie să știm unii de alții. Și marele merit al lor e că se fac auziți. Și astfel de proiecte, asta își și doresc, să-i facă vizibili, să le dea o voce, să le dea culoare, în cazul nostru, și să-i facă parte din întreg. Da. De fapt, sunt ai comunității, așa cum ați spus în deschiderea interviului. Da, da. Un mesaj, dacă e că de final, așa, pentru cei care au în familie, pentru cei care cred că, să zicem, nu mai e nicio rază de speranță sau, nu știu, un îndemn. Speranța e acolo. Nu trebuie să renunțe la ea. Iar bucuria pe care ți-o dă un astfel de copil special e cu totul diferită de bucuria pe care ți-o dă orice altfel de copil.
Scopul este de a oferi acestora accesul la cultură și creație artistică. 30 de copii și tineri cu dizabilități și deficiențe, 15 cadre didactice, terapeuți și membrii ai asociațiilor partenere s-au implicat în aceste activități culturale, considerând cultura un factor de combatere a discriminalității, de conștientizare și implicare a comunității, de incluziune socială, de dezvoltare și promovare a vieții culturale prin crearea de evenimente specifice pe plan județean, cu impact major asupra publicului țintă. Această expoziție reprezintă rodul acestei abilități. Grădiniță de 1 milion de euro. Noua grădiniță inaugurată în comuna Sânduleni reprezintă o investiție semnificativă în educația timpurie și dezvoltarea comunității locale, susținută prin fonduri guvernamentale în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Proiectul a fost realizat cu o investiție de aproximativ 1 milion de euro și include facilități moderne pe o suprafață de 1500 de metri pătrați. Îmi place foarte mult cum arată și abia aștept să vină copiii și să se distreze și îi așteptăm cu drag. Cum era înainte? Păi înainte era o leacă, era cum era înainte, dar să știți că s-au schimbat multe. Acum este foarte frumos și ne bucurăm că putem fi aici. Da, îmi place foarte mult pentru că sunt multe activități și copiii au ce face la grădiniță. Pot învăța mai multe lucruri. Da, îmi place foarte mult, arată foarte bine. Pentru că sunt clasele foarte ordonate, au foarte multe culori diferite, sunt foarte frumoase, adică rar sunt copii care... Vom avea grijă de elevi, de copii. Clădirea dispune de spații educaționale destinate unui număr de 100 de copii, fiecare clasă având grupuri sanitare proprii, iar grădinița beneficiază de o cantină, unde copiii vor putea servi masa. La inaugurare au participat oficiali locali și reprezentanții ai autorităților centrale, care au subliniat importanța acestei investiții pentru comunitate. Ajută comunitatea din Sânduleni în mod sigur și nu numai. De câte ori este vorba de a face bine pentru copiii noștri, normal că este de lăudat, acest lucru este de lăudat. De data aceasta vorbim despre, iată, construcția unei grădinițe, o grădiniță dotată și adusă cumva la standarde actuale, care oferă siguranță elevilor, preșcolarilor și care va duce activitatea didactică așa cum trebuie. Astăzi s-a deschis porțile la cea mai frumoasă grădiniță din județul Bacău. Și dacă stau bine și mă gândesc, s-ar putea să fie și din țară. 1500 de metri pătrați de spațiu pentru preșcolari chiar este un eveniment, pot spune, istoric pentru comunitatea din Sânduleni. Noi de-a lungul timpului, eu împreună cu domnul primar și cu echipa dumnealui din primărie și cu doamna director, am ținut din scurt această investiție, ca să mă exprim mai plastic, și eu chiar o știu de la zero. De la prima cupă pentru fundația acestei clădiri, și cu mult drag am venit și am discutat și am încercat să ajut și eu din postura pe care o am cu tot ce am putut pentru ca această grădiniță astăzi să-și deschidă porțile pentru cei mai frumoși copii din comuna Sânduleni. Este o investiție foarte mare pentru comunitatea noastră. Noi nu am avut grădiniță cu program normal în comuna Sândureni. Este o investiție începută în 2019, ea a fost depusă pe fonduri europene pe sub măsura 7.2, dezvoltarea infrastructurii la scară mică, pe urmă a fost transmisă pe planul național de dezvoltare locală, deoarece prin fonduri europene valoarea eligibilă era doar 500.000 de euro, iar prin planul național de dezvoltare locală valoarea eligibilă era de 1 milion de euro. Astfel încât investiția în acest moment a costat 1 milion de euro, ceea ce însemnând că suprafața, făcând un raport între valoare și suprafața fiind de 1500 de metri pătrați, aveam aproximativ 600-650 de euro metru pătrat. Este o investiție benefică
fi Comunei Sândoien. Ni s-a împlinit un vis, deschiderea noii grădinițe cu program normal Sânduleni. Aici vor învăța 98 de preșcolari în 5 grupe de grădiniță, veniți din toată comuna, din sate diverse. Preșcolarii se vor bucura de o grădiniță la standarde europene, dotate, grupele vor fi dotate cu tehnologie modernă, mobilier colorat, divers, grădinița este luminoasă, avem o grădiniță veselă, dornici să-și întâmpine copiii cu drag. Noua instituție de învățământ promite să ofere copiilor un mediu sigur și modern, contribuind la dezvoltarea lor personală într-un cadru aproape de valorile familiei și ale comunității locale. Această inițiativă face parte din eforturile guvernării PSD de a îmbunătăți infrastructura educațională și de a susține dezvoltarea comunităților rurale din România. De Sfântul Dumitru, 4 familii din Comuna Caș în județul Bacău au fost gazde pentru tot atâtea din Comuna Soveja, județul Vrancea. Făcând parte din patrulaterul muntenesc, Dragoslavele, Rucări din județul Argeș, Cașin în județul Bacău și Soveja, județul Vrancea, câțiva reprezentanți ai ultimelor două comunități au punctat un obicei ancestral numit Focul lui Sumetru. Startul colaborărilor culturale a fost dat în 2015 cu ocazia organizării la Cașin a simpozionului Obârșia Mioriței, Focul Sumetru 2024. Ioane, vecin Vasile, fratele Gheorghe, încă un Focul Sumetru. Am avut ocazia să vorbesc cu domnul profesor universitar Ion Ghinoiu, coordonatorul Atlasului Etnografic al României, și am zis că domnule profesor, după ce m-a identificat că sunt în Moldova, și la mine în sat să merge cu Focul Sumetru. Atunci a făcut ochii corect, mari. Corect. Nu se poate. În Moldova a făcut... Da, în Moldova, pentru că noi pe Valea Cașinului, dar în speță cu comunitatea din Cașin, alcătuim cea mai închegată comunitate de munteni a Moldovei. Ei bine, mi-a zis dumnealui, zice... A, da, nu-i Focul Sumetru, e Focul Sumedru. Domn profesor, pe uliță la noi, așa se zice, Focul Sumetru. E adevărat, așa, Ioane? Așa se spunea. Deci, așa Focul Sumetru. Și în ziua de azi? Și, tot vorbind noi așa, mă întreabă dumnealui, dar zice, tot așa se face un foc mare la răspântii? Domnule profesor, eu nu știu. În copilăria mea, ia zi, Ioane, se cum făcea, se merge? Se făcea. Se nu făcea? Ți-aduci aminte când ne-a dus la baba Stanca? Și? Da? Acolo e... să-mi pună nuci în traistul, mi-a pus numai coș. Aha, care va să zică, deci trebuia să zicem la poartă... Hai la Focul Sumedru! Ei. Hai la Focul Sumedru! Ei, și uite așa am aflat eu că acest Sumedru, de fapt era ocrotitorul turmelor de oi. Păi da, că la noi oi au fost din... când s-a născut satul ăsta. De brava lui! De ocupația de bază. Ocupația de bază și dintr-un început, că după aia știm noi că a devenit o altă ocupație de bază. Hei, măi dragilor, care v-a să zic că noi să pornim și noi un foc al lui Sumetru. Hai, dar să putem, poate vin și la noi niscaiva oaspeți. Oaspeți, că... Eu am pregătit eu, sau cum să zic, eu am chemat pe unii, dar eu zic că n-au mai venit, că de când stăm aici... Sfoară în țară. Să vină și la noi, da. Noi suntem bucuroși să ne vină. De oaspeți, că și noi am fost în alte părți, am fost la Rucăreni, am fost la Dragosloveni și la Sovejeni am fost. Da, fiște care își face în, la ei, în satul lor acolo. Mai stăm oare să mai așteptăm sau pornim focul? Ce zici? Pornim focul, frate meu. Se aud că ar veni pe undeva, dar pe unde? Hai să zicem Focul Sumetru, că poate nu știu locul. Mai zicem o dată. Hai să mai zicem. Hai. Focul Sumetru! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 21 noiembrie, vremea înregistrează ușoară tendință de încălzire.
cerul va fi senin, maxima zilei ajunge până la 12 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 1 grad Celsius. Vineri, 22 noiembrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire. Cerul va fi parțial senin, maxima zilei ajunge până la 15 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius. Sâmbătă, 23 noiembrie, vremea începe să se mai încălzească. Cerul va fi parțial acoperit de nori, pe locuri ne va zâmbi soarele. Maxima zilei nu va trece de 10 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 2 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!